Circumstanțialul de loc, clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. Dezghețare prin joc. Iupi, iupa. Vă propun patru itemi cu alegere multiplă. Vă voi citi întrebarea și la răspunsul considerat corect spuneți iupi și la cel greșit iupa. Începem. 1. Cine este numit poetul național al românilor? A. Arghezi, iupa. B. Eminescu, iupi. C. Blaga, iupa. 2. Unde s-a născut poetul național? A. Iași, B. Botoșani, C. Suceava. Ați spus iupi la B. Când s-a născut? A. 15 ianuarie 1850, B. 5 ianuarie 1900, C. 27 ianuarie 1989. Corect? A. Iupi. 4. Cum se sfârșește poezia Somnoroase păsărele? A. Dormi în pace. B. Somnul dulce. C. Noapte bună. Iupi la C. Sensul expresiei în ce circunstanțe v-ați cunoscut este legat de precizarea locului, timpului și modului. În ce circunstanțe v-ați cunoscut prietena sau prietenul? Adică când, unde, cum? Diferențiem complemente și circumstanțiale. În timp ce complementele sunt obligatorii, circumstanțialele sunt facultative, chiar suprimabile. Excepție. Există verbe care se construiesc obligatoriu cu circumstanțial de loc. Locuiesc în Iași. Unde locuiesc în Iași? În situații de acest tip se vorbește de complement circumstanțial de loc. Deci este o informație absolut necesară când vorbesc cu cineva și vreau să-i precizez unde locuiesc. Învățăm exemplificând. Am văzut pe deal o bicicletă suport de flori. Are flori roșii la capete. Haideți acolo! Reținem. Circumstanțialul de loc este partea secundară de propoziție care indică locul în care se desfășoară o acțiune sau se manifestă o însușire. Poate determina un verb, am văzut pe deal, unde am văzut, sau o interjecție, haideți acolo, unde haideți, acolo. Circumstanțialul de loc răspunde la întrebările. Unde? De unde? Pe unde? Încotro, etc. Multe variații pe lângă cuvântul unde. Realizări ale circumstanțialului de loc se pot face prin grup alcătuit din prepoziție și nominal, planează peste oraș. Unde planează? Peste oraș. Observăm substantiv precedat de prepoziție și exemplu, vine spre mine. Unde vine, spre mine sau încotro vine, spre mine, observăm pronume personal precedat de prepoziție. Mai poate fi realizat circumstanțialul de loc prin grup alcătuit din prepoziție și numeral, exemplu, am stat lângă trei, unde am stat, lângă trei, și prin adverbe precedate sau nu de prepoziție, exemple, mergem acolo, venim de dincolo. De unde venim? De dincolo. Lucrăm împreună. Transcrie, subliniază circumstanțialele de loc, precizează părțile de vorbire prin care sunt exprimate. Oprește sursa video și transcrie fragmentul următor. Cristina Andone a venit la noi și ne-a adus două cărți despre Darmotan. Dintr-a doua am extras un fragment. Citez. Pisoiul era ud și tremura de zor.
Vreau acasă, mi-i frig. Unde e casa ta, nor dragă? Îl întrebă Dar. Într-un coș frumos. Și coșul pe coridor. Am încheiat citatul. Răspunsuri. Te verifici după ce ai lucrat individual. Autoevaluare sau evaluare. Transcrieți în trei coloane circumstanțialele de loc cu realizare prin grup alcătuit din prepoziție și nominal, substantiv și pronume personal, grup alcătuit din prepoziție și numeral și adverbe de loc. Ne-am dus către doi și am întrebat ce se întâmplă acolo. Cel înalt ne-a îndreptat spre castel. Am văzut! Am văzut peste poartă apărând un balon uriaș cu aer cald. În nacelă, un bărbat cu mustăți ca ale lui Hercule Poirot arăta spre cei 10 de jos care priveau uluiți în sus și strigau ceva. Vorbele lor nu ajungeau până la el și imediat am avut impresia că pierde ceva important. Rezolvare. Vă puteți verifica. Mulțumesc!